Dacă tu faci o subvenție în mulțimea sistemului de recunoaștere a comenzilor vocale, există suficiente motive pentru a dezvolta astfel de aplicație. Odată reducerea de date se vorbesc dată pe producția tehnicii. Pe de altă parte, avem nevoie pentru viitor în a ne preluji simțurile pentru diferite situații, cum ar fi cazul celor care au handicap fizic, care nu pot să folosească o tastatură. Aceste aplicații, în general, pot să fie abordate prin practic o oarecum comună. Semnalul de intrare trebuie să fie analizat. Această analiză se face cu o transformare Fourier. Iar, mai departe, se aplică un modul de recunoaștere semnalelor. În principiu, transformarea Fourier are scopul de a transforma datele care le primește microfonul în niște seturi de numere. Cu alte cuvinte, spargem sunetele cu frecvențele componente. Ce frecvență plătește sunetul și care este amplitudinea fiecare frecvență în parte? Graficul care l-am reprezentat arată chiar acest lucru. O treia componentă a graficului este și timpul. Din această cauză am folosit o reprezentare în culori pentru a crea dimensiune. După transformările Fourier, semnalele obținute sunt procesate cu ajutorul rețelelor neuronale. Aceasta este doar abordarea problemei, pentru că în prezent se cercetează tot mai multe căi care să rezolve problema. Rețelele neuronale urmează un model biologic, cu cât sunt antrenate mai bine, cu atât și rezultatele vor fi mai bune. O problemă care apare aici este faptul că rețelele neuronale, ca să poată să aibă un randament bun, trebuie de obicei să consume și resurse de calcul. Asta înseamnă că soluțiile în timp real vor fi îngreunate. Iar pentru a introduce date, ne așteptăm la soluții timp real. Există mai multe soluții existente. Vreau să le trec în revistă pentru a putea arăta contribuția mea. Majoritatea soluțiilor apărute sunt prezente pe dispozitivele mobile. Ele se folosesc pentru a introduce cume simple. De exemplu, Play Music. Play Music. Play Music. Bineînțeles că a fost și rateul. Nu ne așteptam la o execuție perfectă. Probabil. Un avantaj pe care vreau să-l subliniez chiar la acest punct e de faptul că a fost un buton pentru a introduce aparatul într-o stare care va asculta comenzile. Îl consider un dezavantaj major. În ce privește ce am făcut eu? Am realizat o aplicație care folosește o transformare Fourier, captează datele și folosește o rețea neuronală. În acest stadiu, lucrarea de licență prezintă... face și o analiză a zgomotului și vom putea vedea cum ne descurcăm cu asta. Dar a fost nevoie să îmbunătățesc sistemul care l-am prezentat în lucrarea de licență și de la rețelă neuronală a făcut un pas în față pentru că n-am fost mulțumit de rezultatele obținute. În condiții optime, nu ceea ce avem acum, performanța este de 90%. În ce privește aplicația, ea este destul de simplu, gratuită, permite antrenare, permite învățarea de chinez noi, nu e nevoie să știm nu știu ce limbă, putem în chineză, în orice limbă ne place. Să o folosim, este foarte ușor de utilizat, fără multe setări. În această parte se antrenează rețea neuronală, pentru că o folosim pe de o parte împreună cu algoritmul meu. Avem graficul care prezintă distribuția frecvențelor. Putem să vedem și analiza spectrală lui. Avem un set de comenzi pentru care am implementat câteva acțiuni. Ei, deci am prezentat aplicația de pe dispozitivul mobil. Pentru că trebuia să apăsăm un buton. Ei, mă aștept ca într-un viitor apropiat lucrurile să se schimbe. În sensul că avem undeva pe data implantat un microfon, iar un calculator performant în orice moment știe dacă ne adresăm sau nu lui. Se asemănă într-un fel cu sistemul din Star Trek, în care comandantul navei se adresa calculatorul prin cuvântul computer. În acel moment, calculatorul reacționa și aștepta comanda. E o abordare destul de bună. Hai să vedem care e nivelul de zgomot pe care putem să mergem. Odată ce spun comanda, va trebui să o confirm. Incorrect. Muzică. Da.
Corect. Oprește. Da. Muzica s-a oprit. Eucalipt. Incorect. Incorect. Eucalipt. Eucalipt. Da. Ține și puțin ceva pe rămân. Iată cât de util ar fi pentru o prezentare să puțin așa ceva. Oprește. Incorect. Incorect. Vreau să vedem încă o dată. Să vedem care e și... Oprește. Oprește. Incorect. 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 Oprește. Incorect. Oprește. Da. Am dispoză. Deci, cam funcționează aplicația. Sigur că avem nevoie de îmbunătățire. Îmbunătățirea se poate face simplu prin a folosi un microfon mai bun. Prin atingerea condițiilor optime. Zgomot, redus, date de antrenare suficiente. Adică eu trebuie să-mi antrenez vocea. Dacă aș ruga...